Un tată și fiul acestuia au ajuns după gratii, asta după ce s-au încăpățânat să conducă fără permis. Cei doi au crezut că pot sfida legea, astfel că au continuat să se urce nestingeriți la volan. Primul călcat de ghinion a fost tatăl în vârstă de 55 de ani, pe care oamenii legii l-au oprit pe șoseaua care leagă Timișoara de Lugoj. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat. Oamenii legii l-au reținut pentru 24 de ore și l-au dus în arestul IPJ-Timiș. La doar câteva ore distanță, fiul bărbatului, un tânăr de 29 de ani, era chemat la audieri într-un dosar în care era cercetat tot pentru conducere fără permis. Acesta a venit la poliție, însă la plecare s-a urcat la volan și a plecat către casă. Oamenii legii au pornit după el, l-au oprit în trafic și l-au reținut pentru 24 de ore. Tânărul a ajuns în arestul IPJ Caraș Severin, cel din Timiș fiind plin.